așteaptă, mă mărit numai odată. Bună seara, Adina Moldovanu, bine te-am, moldoveanu, bine te-am regăsit. Stai că acum te-am botezat, îți dau un miel. Da. Bună seara, mă bucur de m-ați invitat într-o zi atât de specială și o zi care anunță un an special, pentru că, iată, începe un an nou în ceea ce privește creația și mâine începe să se sărbătorească acest lucru. Dar dincolo de toate astea avem previziunile numerologice, nu-i așa? Așa este. Astăzi vorbim despre previziunile numerologice, dar vreau să le amintesc celor care ne ascultă că noi am început o serie de emisiuni în care discutăm despre cauzele bolilor. O să continuăm să vorbim despre boli. Am ajuns, știu că sună ciudat, dar despre asta este vorba. Discutăm despre bolile cu litera C în continuare, pentru că am discutat despre bolile cu litera A și B. Puteți să găsiți emisiunea foarte interesantă de altfel pe canalul meu de YouTube. O să ne vedem probabil peste două săptămâni, voiam să-i pregătesc un pic pe ascultători, dar astăzi discutăm, da, despre octombrie, din punct de vedere numerologic, și vreau să începem cu prezentarea generală a acestei luni. Adina, cum se arată această lună octombrie? Frumoasă, de altfel, nu este foarte frig, încă ne mai bucurăm așa, mici ploi, dar sperăm, cine știe, să țină cu noi vremea, să vedem și cum o să ne simțim fiecare în parte. Te rog, Adina. Luna octombrie este un... sau invită la o plimbare printr-un roller coaster, ca să spunem așa, atât emoțional cât și financiar și, mă rog, relațiile de iubire. Vor fi, după cum știm, din păcate asistăm la niște conflicte globale, la dezastre naturale, la noi descoperiri însă, pentru că întotdeauna unde există mult întuneric, există și multă lumină. Octombrie va crea o ruptură. Așadar, sufletul nostru este echipat să facă față a ceea ce se va desfășura, dar trebuie să rămâi aliniat cu el, astfel încât să poți naviga aceste schimbări cu grație. Asta e foarte important. Așadar, octombrie va accelera timpul, pentru că orizontul de timp este gata să se dividă pentru colectiv. Ce înseamnă asta? O porțiune din colectiv va experimenta un plan diferit, iar cealaltă porțiune un alt plan. Ce vei experimenta? Bineînțeles că depinde de propria ta frecvență. De exemplu, poți asculta jazz, rock sau hip-hop pe un post de radio și muzică clasică pe alt post de radio, să spunem, sau alte categorii de muzică. Toți suntem aici pe pământ, dar experimentăm diferite lucruri și, începând din această lună, practicile de împământare, de practica discernământului, adică de conștientizare, sunt esențiale pentru ca lucrurile încep să se accelereze foarte repede și când se întâmplă asta, creează instabilitate. Și pentru a nu te bloca acolo, ai nevoie să fii devotat meditațiilor spirituale, practicilor de mindfulness, igiena energetică. De ce? Pentru că vor fi multe distorsiuni în câmpurile noastre și atunci, bineînțeles că este nevoie ca să facem ceva, să contracarăm aceste lucruri. Pe de altă parte, din punct de vedere numerologic, luna a 10-a, este o lună pentru noi începutul, 1 și 0. Da? 1 înseamnă acțiune, un început, 0 înseamnă totul sau nimic, adică depinde ce faci în luna asta. Și de aia este foarte important ca să iei ce ai lucrat în ianuarie sau de-a lungul timpului până acum și să aduci lucrurile la un alt nivel, fie că este pe plan personal, fie că este în carieră, fie că este pe plan vibrațional, ca să spunem așa, în practica noastră spirituală. Așadar, este o lună care ne aduce transformarea noastră la un alt nivel. Și depinde de fiecare cât ne-am pregătit, cât am lucrat cu noi înșine să percepem această lună ca un salt calitativ sau nu. De asta este foarte important să ne uităm
la această lună ca o oportunitate și să luăm această oportunitate și să o ducem la un alt nivel. Și vom discuta despre fiecare cifră de destin în parte. Luna aceasta este un prag evolutiv și mai ales pentru cei care de la începutul anului au învățat ceva. Discutam luna trecută tot aici în emisiune cu ascultătorii cât de importantă a fost luna septembrie, pentru că a făcut, să spunem, o analiză, un bilanț al celor 9 luni, așa cum un copil se naște după 9 luni, exact și 9 ni se pot naște alte niveluri de conștiință, dacă suntem pregătiți și dacă lucrăm. Evident că și la un copil sau la un proiect ai nevoie să lucrezi, are nevoie de o perioadă de incubare, dar peste 9 luni poate să ia naștere și poate să vină în manifestare la un alt nivel. Și asta este foarte important să ținem cont. Și mai mult decât atât. Înțeleg că această lună, Adina, este mai mult despre introspecție și despre noi, despre cum ne simțim în interiorul nostru, dacă am înțeles corect. Și asta, și o să vedem că sunt anumite cifre de destin care se manifestă în funcție de stima lor de sine, de cât au lucrat la asta în timpul anului și nu numai până acum, în timpul vieții. Și mai mult decât atât, luna aceasta este o lună care este ca un preview la anul 2025, pentru că, așa cum spuneam luna trecută, luna noua, anul de vibrație nouă 2025, deja luna a 10-a, adică luna octombrie, arată cum am putea noi să ne manifestăm în anul următor. Adică ne putem face planul și vom vedea la diferite cifre de destin, chiar este recomandat să-și facă planul, să-și facă bugete, să scape de oamenii din companie, să spunem, care nu mai sunt benefici, care stau și nu prea fac nimic, să își revizuiască cheltuielile. Oamenii atât, să spunem, în planul de business, cât și în plan privat. Este o lună în care noi, exact cum am spus, putem face totul sau nimic, adică putem trece la un alt nivel al conștiinței noastre prin toată această curățenie, epurare pe care o facem, sau putem să stăm și să ne plângem, să stăm în postura de victimă, să ne plângem că nimic nu merge, că uite ce face statul, că uite ce face prietenul și uite ce îmi face soacra, ceva de genul acesta. Deci depinde numai de noi unde ne poziționăm și asta este deja foarte important. Mai mult decât atât, și un punct foarte important este să știm că odată ce am învățat ceva în cele 9 luni ale anului, luna aceasta este o lună cu aplicabilitate foarte importantă, adică să nu stăm în casă, să ieșim afară și să facem networking, să interacționăm cu oamenii, cu persoanele cu care avem de făcut iertări, iarăși sunt anumite cifre de destin predispuse sau recomandat să facă iertări atât la nivel de sine cât și la nivel colectiv, să spunem în familie sau la servici. Dar haideți să începem cu cifrele de destin, să reamintim cum se calculează cifra de destin. Sigur că da, și atunci eu îmi păstrez, Adina, întrebările pe final, după ce discutăm despre toate cifrele de destin, pentru că vreau să mai vii cu câteva lămuriri. Hai să le amintim celor care ne ascultă cum trebuie să facă ca să își descopere cifra de destin în caz în care nu și-o știu, nu și-o cunosc, pentru că să știa, Adina, încă mai găsesc comentarii în clipurile mele de pe YouTube în care lumea mă tot întreabă cum să calculez. Acum explicăm din nou și o să facem până o să învețe toată lumea. Te rog. Da, da, da. Este foarte simplu. Luăm data de naștere, cifrele datei de naștere și le adunăm în parte. Adică, să spunem, dacă suntem născut în 20 a 12 a 1989, adunăm 2 cu 0, 1 cu 2 și 1 cu 9 cu 8 cu 9. Și atunci ne dă o cifră care poate să fie cuprinsă din două cifre, să spunem, n-am calculat acum cât este, dar să spunem dacă este 42, adunăm iarăși 4 cu 2 și ne dă o singură cifră, adică 6. Acea ultima cifră se numește cifra de destin și despre aceasta vom discuta azi. Bineînțeles că sunt multe particularități în numerologie, dar discutăm în mod general ca oamenii să știe o direcție către care se îndreaptă și mai mult decât atât,
să știe la ce se aștepte în această lună și ce este recomandat să facă dacă chiar își doresc să aibă o viață îmbunătățită din toate punctele de vedere. Mai mult decât atât, bineînțeles că sunt și alte, să spunem, lucruri care trebuie să le ia în considerare, dar noi aici vorbim la modul general. Știi că se vorbește, Adina, foarte mult despre cifrele de destin, 11, 22 și 33. Deci și dacă este un astfel de număr, reducem până la... Nu? Nu. Nu, la acestea este o temă specială. Un bun numerolog nu reduce cifrele acestea, dar putem lua ca idee generală ceea ce spunem noi de la 1 la 9 astăzi. Și bineînțeles că oamenii aceștia care sunt mai speciali trebuie tratați mai special și atunci aceștia, chiar mi-ar plăcea să facem o dată o emisiune numai despre aceștia, pentru că sunt într-adevăr niște oameni care au niște misiuni foarte frumoase, din păcate nu toți conștientizează această misiune și atunci cumva sunt într-un stadiu în care nu își înțeleg locul în această lume. Bun, dar pentru luna octombrie acum, pentru ce urmează să ne spui, doar de data aceasta reducem și aceste cifre magice, să le zicem așa, la o cifră. Da. Bun. Și începem cu destinul 1. Destinul 1, pentru că suntem în luna a 10-a, să spunem, rezonează cu luna a 10-a și el, destinul 1, are ocazia să facă foarte multe lucruri luna aceasta și mai ales să rezolve lucruri care vin din urmă, adică lucruri care poate nu au avut ocazia să le rezolve, acum în luna aceasta au o putere suplimentară, să spunem așa, ca să le rezolve. Și de ce să le rezolve acum și să nu le mai amâne? Pentru ca să aibă capacitatea de a se extinde în viitor, adică să nu se mai împiedice de aceste mici blocaje. Nu e timp de pierdut, asta e foarte important, ei sunt pe val în luna aceasta și pentru că discut cu foarte mulți oameni de afaceri, mă întreabă când să încheie anumite contracte. Dacă ești destinul 1, în luna asta închide contractele. Și mai ales cele care nu sunt avantajoase, adică uită-te pe ce ai până acum, închide ce nu este avantajos, faceți ordine în tot ceea ce înseamnă bugete de cheltuieli și mai ales, exact cum spuneam la început, o listă amănunțită de lucruri care nu sunt și nu acționează în favoarea voastră. Asta este foarte important. Și tot ce nu acționează în favoarea voastră, închideți, renunțați și mai mult decât atât, situația voastră financiară, renunțând la aceste lucruri, face loc la unele și mai bune. Pe principiu, orice șut în fund, un pas înainte, ceva de genul acesta. Și mai mult decât atât, în urma acestei curățenii, veți reuși ca să nu mai acționați emoțional, pentru că sunt foarte mulți oameni și în partea de business, în partea privată ar fi de recomandat să acționeze emoțional, dar în partea de business de multe ori suntem prea implicați emoțional și atunci ținem poate oameni în firmă care nu își fac treaba pentru că, să spunem, suntem implicați din acest punct de vedere. Luna aceasta puteți să faceți curățenie și, exact cum spuneam la început, pentru destinul 1, cei care au o stimă de sine bună au șanse foarte mari ca să câștige bani, să vină oportunitățile către ei, să profite de acest val pe care ei sunt. Dacă nu există o stimă de sine bună, evident că este bine să elibereze tot ceea ce blochează această stimă de sine, pentru că asta influențează partea financiară. Mai mult decât atât, în dragoste, de exemplu,
pot aduce un plus valoare relației, deși aici este pe val, și mai mult decât atât, este foarte important ca să își consolideze poziția. De exemplu, dacă suntem, ne gândim la carieră, poate să-și consolideze poziția cei cu destin 1 fără să iasă în evidență, pentru că ei deja sunt văzuți, adică nu au nevoie să facă un efort suplimentar. Au zile bune pe 1, 10, 19 și 28, deci tot ce e cu vibrație 1, exact cum am spus. O zi mai puțin bună este ziua de 17, iar culoarea recomandată este roșu. Roșu este chakra rădăcină, prima chakra, și asta evident că aduce și partea financiară către ei, adică rezonează, vibrează cu ei, ca să spunem așa. Destinul 2 are o empatie foarte bună, destinul 2 în general are o empatie foarte bună, dar în luna aceasta, să spunem, este mult mai vizibilă. Și cum sunt ei așa comunicativi, cum le spun eu, PR-ul destinelor, au o lună financiară foarte, foarte bună, mai ales dacă sunt în relații cu alții, adică nu să stea singuri într-un birou, ci să iasă și să comunice și să se desfășoare în comunitate. Asta este foarte important, pentru că oportunitățile financiare la cei cu destin 2 nu se găsesc stând în birou, ci numai ieșind și interacționând cu oamenii, pentru că ei sunt foarte buni pe partea asta. Totodată ei pot primi moșteniri, pot primi moșteniri chiar de unde nu se așteaptă și mai mult decât atât, în dragoste, ei au o lună în care, fiind atât de diplomați și atât de deschiși la comunicare, bineînțeles că vor ajunge la un nivel în care să se reconcilieze și aș recomanda să nu se despartă în luna aceasta, pentru că este o lună mult prea bună pentru refacerea relației decât pentru a te despărți. În carieră sunt foarte multe oportunități și mai ales pentru cei care sunt foarte buni într-un domeniu, care excelează într-un domeniu, pot fi promovați. Zilele bune sunt 2, 11, 20 și 29, adică cele cu vibrație 2. O zi mai puțin bună este ziua de 16 și culoarea recomandată pentru cei de destin 2 este portocaliu, pentru că le aduce această parte de comunicare extrem de vibrantă la ei. Destinul 3 este un destin foarte bine aspectat, dar tot așa, au o șansă foarte mare, o oportunitate, dar în raport cu stima de sine. Adică dacă ei nu se simt bine cu ei, nu au o relație bună cu sine, pentru că, în primul rând, noi asta avem de dezvoltat în această viață, o relație întâi bună cu noi, pentru că nu avem cum să avem bună cu ceilalți dacă noi cu noi avem război intern, ca să spunem așa. Și atunci, odată ce noi ne dezvoltăm și ne echilibrăm pe această parte în relația cu noi, evident că și stima de sine va fi din ce în ce mai bună și, important, mai echilibrată. Financiarii sunt foarte bine în această lună, cei cu destin 3, poate să resusciteze proiecte începute și neterminate în trecut, care au fost lăsate pe stand-by. În dragoste, s-ar putea despărți mai ales cei care sunt în relații toxice. Este o perioadă foarte bună de a elibera tot ce e toxic. După cum vedeți, la toate cifrele destin se fac mici ajustări și e bine ca să le facem luna aceasta, pentru că evident că vom avea un sfârșit de an bun, vom sărbători, ca să zic așa, de Crăciun și mai ales și cel mai important, vom începe un an nou, mult mai eliberați de ceea ce ne împiedică să finalizăm, că este anul de vibrație nou, anul 2025, să finalizăm proiecte sau să închidem niște lucruri sau să le ducem pe un alt nivel. Vom reuși mult mai bine dacă facem această curățenie în lunile acestea, curățenia de toamnă, ca să spunem așa, în lunile acestea. Mai mult decât atât, este foarte important pentru cei cu destin 3
să nu se ducă spre tendințe egocentriste, pentru că aceasta le va lua din energie și nu vor reuși ca să dea acolo unde ei de fapt excelează în această lună, în partea de carieră, unde dacă sunt deschiși la oportunități, ei pot avansa chiar în altă țară și am clienți care se gândesc în luna aceasta să plece la aceeași multinațională, dar într-o altă țară, într-un alt oraș, să se specializeze, să ducă la trainingul de specializare. Este o lună extrem de bună pentru treaba asta și ce credeți? Cei de afară știu sau cei din multinaționale lucrează cu numerologi și ei știu lucrurile astea și de aceea de cele mai multe ori angajează sau fac permutări de oameni în diferite locații, tocmai în această lună, pentru că ei știu acest lucru. Mai mult decât atât, pentru antreprenori este bine să semneze contracte pe termen lung cei cu destin 3. Zilele bune la cei cu destin 3 sunt 3, 12, 21, 30. O zi mai puțin bună este ziua de 15 și le recomand să poarte galben. Galben este chakra 3, este chakra abundenței și galbenul aduce oportunități în business, în partea financiară mai ales. Și am ajuns la destinul 4. Destinul 4 este un favorizat al acestei luni, pentru că el este foarte stabil oricum ca și persoană, dar în luna aceasta va sclipi, ca să spunem așa. Munca în comunicare este inspirațională, este foarte important să aibă îndrăzneală, să iasă din comfort zone și să se ducă tot așa afară în relația cu comunitatea, un networking, oportunitățile acolo le găsește și mare atenție la tendința de, pentru care așa mulți bani, de a cumpăra afectivitatea și știu că se practică, mă rog, în anumite cercuri lucrul acesta. Asta nu ți asigură, cum spun englezii, long lasting fulfillment, ca ceva sustenabil pe termen lung. Nu ți asigură împlinirea pe termen lung, nici în plan emoțional, nici în plan financiar. Pentru că nu e așa, iubirea nu se poate cumpăra cu bani, chiar dacă unii încearcă. Pentru cei cu destin 4 este foarte important la această tendință pe care o au în această lună și i-aș fătui să-și îndrepte energia către negocieri, pentru că este un negociator foarte bun, să se ducă acolo unde poate să-și folosească în mod util toate abilitățile, pentru că în luna aceasta va primi noi colaborări, va fi foarte plăcut societății și atunci societatea îl va răsplăti. Sunt efectiv o persoană remarcată în această lună. Totodată, celor cu destin 4 le recomand să se căsătorească în luna aceasta, mai ales dacă se gândesc și au în plan o căsătorie nu din interes, ci din iubire. Aceasta le va aduce prosperitate, pentru că în această lună în care ei prosperă, dacă reușesc să se întâlnească în punctul acesta în care iubirea a ajuns, să spunem, la un alt nivel și doresc să facă acest pas, bineînțeles că este benefic și aceasta le va aduce și mai multă prosperitate. Asta este foarte important. Și mai mult decât atât, bineînțeles că mă mai întreabă oamenii, zice, da, dar eu sunt singur, eu nu sunt într-o relație de lungă durată, ce aș putea face? Ei bine, cei singuri pot găsi pe cineva compatibil în această lună și compatibil înseamnă foarte multe aspecte. Bineînțeles, sunt compatibilități pe plan fizic, sunt compatibilități pe plan afectiv, sunt compatibilități pe plan rațional și, bineînțeles, cea mai frumoasă compatibilitate pe plan spiritual. Ei bine, cei cu destin 4 își pot găsi luna aceasta compatibilitatea
pe ce au ei nevoie în momentul ăsta. Pentru că de multe ori noi cerem să avem toate compatibilitățile din lume, să întâlnim soulmate, să persoana potrivită, dar este de fapt Dumnezeu ne dă ceea ce avem noi nevoie în perioada respectivă și mai mult decât atât, ca să ne ajute să evoluăm spiritual. Niciodată nu ne dă pe cineva care să ne ajute să evoluăm, pentru că Dumnezeu ne dorește evoluția. Totodată, în carieră putem promova pe cei cu destin 4, chiar se va produce un salt în carieră dacă ei se fac remarcați. Pentru antreprenori, pentru că știu că primesc întrebările astea de multe ori, lucrând cu ei, pot începe un alt business în luna aceasta. Cei cu destin 4 au această oportunitate. Totodată poate să-și mărească area de desfășurare profesională în alte țări, în alte domenii. Deci este recomandat în această lună. Destinul 4 are zile bune 4, 13, 22 și 31 și o zi mai puțin bună este ziua de 14. Iar culoarea recomandată este verde. Bun, și am ajuns la destinul 5, iată. Destinul 5, chiar m-au întrebat înainte să intru în emisie ce să facă luna asta, o persoană pe care o am în mentorat, și am zis pleacă în vacanță. Zic, cum să plec? Asta este o lună foarte bună pentru business. Zic, nu, tu ești destin 5, tu pleacă în vacanță. Da? Relaxează-te, pentru că nu e pentru tine business-ul luna asta. Financiar vin cumva note de plată, ca să zicem așa, ai de dat, nu de luat pe principiul acesta și atunci mai bine pleci în vacanță, te relaxezi și când vii luna noiembrie va fi mult mai bună pentru tine. Și iarăși și la aceștia, la destinul 5, dacă tu te simți bine cu tine, ai o relație personală foarte bine dezvoltată, atunci conservă-ți această relație și pregătește-te, pentru că sunt zile și luni mult mai bune pentru tine să vină. Așadar, din punct de vedere financiar, în luna aceasta este bine să fii ponderat, nu compulsiv afectiv, să dai banii pe prostii, ca să spunem așa, ci conservă-ți toate aceste lucruri și mai mult decât atât, în partea aceasta de dragoste, ei se simt un pic singuri, că nu înțeleg ce li se întâmplă. V-am spus în tot roller coasterul acesta emoțional, destinul 5, cel mai recomandat este să plece în vacanță, să-și ia niște zile în care să mediteze, să fie relaxat, să asculte muzică, să pescuiască, să facă cu totul altceva decât să se implice în lucruri de anvergură. Zilele bune sunt 5, 14, 23, o zi mai puțin bună este 13 și recomandat este să poarte albastru. Și ce este mai frumos decât albastru mării, așa că duceți-vă, relaxați-vă și ne întâlnim cu vești mult mai bune în noiembrie, pentru ca să puteți să integrați de fapt această relație bună, să vă conservați energia și să o dați atunci când face sens. Asta este foarte important, să nu ne risipim, să ne enervăm că aia nu iese, aia nu iese, aoleu, a mai venit altă factură de plătit, a, ce ne facem? Nu, stăm liniștiți la mare, ne plătim de acolo, de la calculator, dacă este necesar, facturile și ne conservăm energia. Și iată că am ajuns la destinul 6. Am foarte mulți oameni de afaceri cu destinul 6, nu știu ce se întâmplă, probabil că ei atrag lucrurile astea. 6, cum am vorbit într-o emisiune trecută, este energia banilor și probabil că de aceea se întâmplă lucrurile astea, dar cunosc și oameni cu destin 6 foarte buni în ceea ce privește viața de familie, nu neapărat antreprenori, dar foarte focalizați pe viața de familie și asta este extraordinar. Luna aceasta pentru destinul 6 este o lună bună, este o lună în care puteți profita pe plan profesional și personal. Financiar este mult mai bine ca luna trecută.
vin mult mai mulți bani, dar mai ales pentru cei care sunt pe vocație și fac ceea ce le place. Asta înseamnă să fii pe vocație, să pur și simplu să simți că ceea ce faci zi de zi, te duci cu plăcere la servici sau în business sau unde ai tu nevoie. Pentru că dacă tu nu ești pe vocație, atunci te duci din obligație, să spunem, numai ca să câștigi un ban sau să îți plătești rata la bancă sau eu știu pentru ce idei. Bineînțeles că asta nu te ajută ca să îți aduci acea energie abundentă în viața ta. Pentru că abundența, cum am mai spus și în alte emisiuni, nu înseamnă numai bani. Abundența înseamnă și o relație bună cu tine și sănătate și relații bune cu ceilalți și, bineînțeles, partea financiară, dar nu numai aceasta. Și atunci e foarte important că luna aceasta voi, cei cu destinul 6, aveți inspirație, creativitate și atunci când există acest lucru, banii vin ușor. După luna septembrie, care a fost așa amestecată, luna asta banii vin mult mai ușor. Și atunci a fost un pic blocaj mental și eu știu că am lucrat cu câțiva antreprenori și nu numai, dar și cu persoane private cu care lucrez, am observat că luna septembrie a fost așa un pic mai confuză și asta am și spus luna trecută, că va exista acest lucru. Ei bine, luna aceasta blocajul mental se eliberează și găsești soluții bune, vezi poate ce ai lăsat neterminat în timpul anului și mai ales pentru cei care fac bani în partea mentală, au o șansă foarte mare de a câștiga bani. Dragostea este în putere, există o deschidere foarte mare pe partea aceasta și aș spune, mai ales pentru cei care au relații de lungă durată, să stea mai mult timp împreună și să desfășoare atât în plan afectiv cât și în cel erotic. Pentru că luna asta este foarte prielnică pentru partea aceasta, mai ales pentru cei de destin 6. Altfel, ei pot media diferite situații care apar în cuplu și le-aș recomanda călătorii în cuplu, este cea mai frumoasă variantă și chiar cu întreaga familie, chiar și cu copii, cu rude, este o zonă foarte bine aspectată pe planul acesta familial și călătoriile pot duce relațiile din familie la un alt nivel și asta este de recomandat. În carieră există o ocazie foarte bună pentru cei care sunt angajați să schimbe locul de muncă, să se ducă în alt oraș, în altă țară, așa că dacă vi se propune, duceți-vă, nu mai stați pe gânduri, pentru că beneficiul în perspectivă este foarte bun. Pentru destinul 6, zilele bune sunt 6, 15 și 24. O zi mai puțin bună este 12 și culoarea pe care o recomand să o poarte ca să atragă abundența din toate punctele de vedere este indigo. Bun, și am ajuns la destinul 7, un destin foarte, să spunem, încercat în această lună. De ce? Pentru că vin tot felul de lucruri din trecut, ca și la alte destine, și atunci este bine să rezolvați ceea ce vine din trecut. Totodată, destinul 7, după cum știm, este un destin care are o conexiune specială cu Divinul și în această lună are parte de revelații. Așadar, odată ce își rezolvă lucrurile din trecut, se creează un spațiu de desfășurare mult mai bun cu Divinul și atunci poate să aibă tot felul de revelații, poate să aibă niște idei inspiraționale foarte bune. Odată ce ei manifestă compasiune, iertare, atunci reușesc ca să treacă, să spunem, de această lună care îi încearcă un pic, îi supune la teste. Dar noi știm că întotdeauna când suntem supuși la teste, ce credeți? Suntem supuși la teste ca să trecem clasa următoare, adică să evoluăm, să facem un shift în conștiință. Și atunci, din acest punct de vedere, eu zic că putem lua ca o oportunitate această lună. Din punct de vedere financiar, dacă nu ați cheltuit, aveți.
Și bine ar fi să aveți. Altfel, puteți să vă faceți o recalculare a cheltuielilor, un buget și să vă uitați în partea aceasta cu mult mai multă atenție, ca să spunem așa. În dragoste este momentul adevărului și atunci este foarte important ca să puneți cărțile pe masă și să spuneți ce aveți de spus, să vă stabiliți rolurile, pentru că altfel lucrurile nu poate să dureze așa, în felul acesta, la nesfârșit. Și atunci luna aceasta este o oportunitate foarte bună pentru asta. În carieră, la fel ca și în bani, conservă ceea ce ai și nu ieși în evidență, pentru că nu asta este ideea. Zilele bune sunt 7, 16 și 25, o zi mai puțin bună este 11 și v-aș recomanda să purtați violet. Este doar un loc pe pământ, rup din rai ce poartă alți ocânt. De la Dunăre și peste Prut, e pământul sfânt unde am crescut. Bun, am ajuns la destinul 8, mai avem un pic. Destinul 8 este foarte bine aspectat luna asta, să spunem că iese din conul de umbră de luna trecută, dar tot așa îi recomand să facă networking, să iasă din casă, să nu stea izolat, pentru că în momentul în care acționează, din punct de vedere financiar, el nu va duce lipsă de bani. Îi vin foarte multe idei, are foarte multă creativitate în această lună, oportunități și ceea ce aș recomanda e să profite de ele, să nu stea prea mult pe gânduri, să acționeze. Deci este o lună foarte dinamică pentru destin 8. Munca intelectuală este foarte bine aspectată și exact cum am spus, dacă iese și se duce în întâlniri de networking, la evenimente, la o cafea cu cineva, la oriunde, bineînțeles că primești oportunități, banii vin din oportunitățile pe care le găsește în afara casei. Totodată sunt foarte multe oportunități să primiți bani, nu neapărat pentru ceea ce ați prestat deja, ci pentru ce o să prestați în viitor, pentru un serviciu pe care o să îl aveți, îl antamați, ca să spunem așa, acum și vi se dau niște bani în avans, deci e o oportunitate foarte bună. Totodată poate să aibă moșteniri, dar cel mai important și chiar există o carte pe tema asta, Happy Money, banii fericiți, cred că se numește, important este conștiința cu care primiți acești bani. Pentru că sunt oameni care zic, mi-a dat numai atât, sunt supărați. Sunt oameni care zic, îți mulțumesc, Doamne, și sunt recunoscător că am primit și acești bani, chiar dacă ți se par puțin, pentru că conștiința care voi o puneți în această sumă mică, să spunem, găsești o monedă pe stradă, suma cu care tu iei acea monedă de pe stradă și mulțumești Universului că ți-a dat șansa să ți se deschidă noi oportunități, această stare de conștiință va deschide, de fapt, ușile către noi oportunități și vă va aduce banii mari, cum se spune. Și asta este extrem de important, extrem de important. Bun, totodată un lucru foarte important în partea aceasta este lucruri cu noi, cu noi înșine și mai mult decât atât, dacă noi reușim ca să trecem la următorul nivel în această stare de conștiință și în cum primim lucrurile în viața noastră cu recunoștință, atunci aceasta ne va face ca să avem un an 2025 revelator. Așadar, luna aceasta este extrem de importantă pentru cei cu destin 8, pentru că dacă nu ne strunim atitudinea noastră, cel puțin față de bani, atunci nu vom avea de ce să ne bucurăm la anul. În dragoste, cei care sunt deja într-o relație poate să o treacă la un alt nivel, să reîncepeți, să spunem, să vă reîndrăgostiți de persoana respectivă sau să o treceți relația la un alt nivel.
Iarăși și aici, la acest destin, este bine ca să-și stabilească rolurile cu ce au de dat fiecare în acea relație, să comunice lucrurile astea și să-și asume responsabilitatea. Dacă nu își asumă, e greu de continuat în felul acesta. Mai mult decât atât, antreprenorii cu inițiativă vor avea foarte multe oportunități în această lună, pentru că nimic nu mai merge cum era până acum. Exact cum am spus și la începutul emisiunii, luna aceasta ne dă ocazia ca să ne alegem tabăra în care suntem. Și atunci, dacă noi nu facem acțiunile conștiente, nu luăm inițiativă, nu mai merge cum mergea până acum. Asta este cel mai important. Și acum este oportunitatea ca să stabilim în ce tabără suntem, în stânga sau în dreapta, că nu preexistă de mijloc. Asta este ideea. Deja, exact cum am spus, se diferențiază lucrurile. Foarte interesant aspectul ăsta, Adina, nu te-am întrerupt până acum pentru că am fost foarte atentă la ce ai spus, dar să știi că chiar acum, luna octombrie, se aleg și taberele, să zic așa, din punctul de vedere al cărui partid vrei să candidezi la alegeri, să știi că se potrivește extraordinar, deci numerologia este într-adevăr fantastică. Eu aș spune că întotdeauna, cum să zic, în spatele oamenilor care candidează există niște numerologi buni, ca să zic așa. Da, este adevărat, este adevărat, au ales luna potrivită și mă bucur că vin în întâmpinarea acestor aspecte și politice și sociale. Totodată, destinul 8 are zile foarte bune, în ziua de 8, 17 și 26. O zi mai puțin bună este ziua de 10. Le-aș recomanda să poarte gri, argintiu, roz. Este o culoare foarte bună, recomandată. Vorba unui domn zice, măcar o cravată sau o cămașă să-mi pun roz, că ce să mă îmbrac în roz? Da, orice, nu este important să te îmbraci din cap până în picioare, ci să aduci acolo un punct, un touch fin de culoarea care te reprezintă în această lună și atunci acela va aduce de fapt sclipirea ta în ceea ce ai de făcut. Și în sfârșit destinul nou are, aș spune, o lună mai grea, pentru că și el trebuie să rezolve ceea ce nu a rezolvat în lunile trecute. Are multe de făcut luna aceasta și asta îi poate aduce volatilitatea stărilor de spirit. Banii vin din punct de vedere financiar, oportunitățile financiare vin, dar are nevoie de echilibru intern. Și atunci cei care, iară spun, cei care sunt pe vocație au oportunități foarte bune financiare și iarăși faceți o purificare în cercul de prieteni, în cercul de angajați, dacă sunteți antreprenori, pentru cei care vă iau bani degeaba. Și știu că există, că lucrez cu oameni care au tot felul de rude, care le cer tot timpul bani. Eliberați-vă în mod elegant de acestea, pentru ca să vă faceți loc pentru ceea ce vă este menit. Întotdeauna trebuie să existe, și asta am spus-o în mai multe videouri, să existe un echilibru între ce dau și ce primesc. Dacă eu prea mult dau, atunci se strică acest echilibru și Dumnezeu îmi închide robinetul și zice, nu-ți mai dau, că uite ce faci cu banii. Da? Și tu te plângi pe urmă că n-ai, să spunem. Deci este foarte important să folosiți energia din această lună și să vă eliberați de aceste persoane, situații care vă iau banii degeaba. În dragoste este un pic confuzie, o nerăbdare, o tensiune pe care este bine să știți să o gestionați. În luna aceasta sunt persoane care pot rupe anumite relații din lipsă de răbdare. În schimb, în carieră se face remarcat, este o zonă foarte bine aspectată în această lună și ca și antreprenor îi recomand tot așa să iasă în comunitate, în networking, oriunde poate să întâlnească alți oameni, pentru că de acolo
el se poate vinde foarte bine și poate să genereze un flux de idei, de oportunități, de business-uri care să-l ducă pe un alt nivel. Ca și destin, zilele pentru destinul 9, zilele bune sunt 9, 18, 27. 9 este o zi care este totodată și mai puțin bună, deci depinde de energia ta cum o folosești. Și pot să vă spun că am avut și o lună când am avut o zi care era și bună și mai puțin bună și atunci de dimineață mi-am propus ca ziua aceea nu numai să fie bună, ci să fie excelentă. Și am făcut meditație, în care meditația abundenței, o găsiți pe canalul meu de YouTube, în care mi-am ancorat toată această energie a abundenței și ce credeți? Ziua respectivă chiar a fost foarte bună. Așadar, pentru cei care au oportunitatea de a-și conștientiza, de a face o mică meditație de dimineață înainte să pornești din casă, atunci vă pot spune că funcționează și vă puteți face ziua nu bună, excelentă. Culorile recomandate sunt alb, negru și auriu. Și asta este foarte important, vă puneți o broșă aurie sau niște cercei dacă sunteți doamne și atunci puteți să străluciți din toate punctele de vedere. Acestea sunt toate cifrele de destin și, per total, după cum ați văzut, este foarte importantă relația ta cu tine, stima ta de sine, cum te manifesti față de ceilalți și, mai mult decât atât, cum folosești toate aceste daruri care ne sunt date atât din punct de vedere numerologic cât și cosmic în această lună, să le transformăm în oportunități pentru noi, oportunități de creștere, bineînțeles. Adina, dacă tot le dădeai sfaturi celor cu cifra de destin nouă legat de ce să facă într-o zi, cum să mediteze de dimineață, chiar voiam ți-am zis că mi-am păstrat întrebările pe final și vreau să te întreb și eu, ce meditații îi sfătuiești pe ascultătorii noștri să facă în această lună octombrie ca să se curețe de anumite energii, pentru că așa cum ziceai și tu, este o lună importantă pentru că această lună va da cumva tonul pentru anul 2025 și este important. Ai tu pe canalul tău de YouTube astfel de meditații pe care ni le recomand să le facem, te rog să ne spui. Da, am meditația de iertare de sine și de alții, care este destul de veche, chiar mă gândeam să refac acel video, dar are destul de multe vizualizări și am spus, las așa, că până la urmă oamenii înțeleg, nu se uită neapărat la mine, cum arătam eu acum nu știu câți ani, se uită, pun în căci și important este mesajul și meditația în sine, care este extrem de valoroasă și care a ajutat foarte mulți oameni ca să-și elibereze războiul acela interior. Pentru că odată ce tu te ierți la cele trei nivele, atunci reușești ca să stingi acest război interior. Când ai o situație și o persoană care, să spunem, te trigăruiește, nu este atât de importantă persoana. Chiar cabaliștii spun că acela este un oponent special venit în viața ta ca să te împingă către evoluție. Și atunci meditația aceea de iertare este față de acea persoană, este față de Dumnezeu și cel mai important este față de noi, pentru că de multe ori noi iertăm persoana din fața noastră, dar nu ne iertăm pe noi. Dumnezeu oricum ne iartă, dar nu ne iertăm pe noi. Nu ne iertăm că am permis să se întâmple acele lucruri. Nu ne iertăm că ne-am dus într-o situație care ne-a creat acea neiertare. Și atunci meditația de iertare de sine și de alții este foarte bună. O meditație iarăși foarte bună este meditația cu Îngerul Păzitor și cu Umbra, care reușește să tot așa să ne echilibreze interior, să ne centreze, foarte bună luna aceasta, și meditația Abundenței Iubitoare, care este o meditație extrem de folosită și chiar discutam zile trecute cât de mult bine face în viața unor oameni care au înțeles care le este vocația, că de fapt asta este cel mai important. Odată ce intri pe vocație, făcând această meditație, tu îți amplifici starea de abundență și atunci tot mai multe uși se deschid către tine.
Foarte interesant, Adina, îți mulțumim pentru sfaturi. Cei care vor vedea acest videoclip online pe canalul meu de YouTube o să găsească în descriere toate cele trei linkuri de la meditațiile pe care ni le-a spus Adina. Iar pentru cei care ne ascultă în aceste momente pe radio, puteți să intrați pe canalul de YouTube al Adinei Moldoveanu și găsiți acolo fiecare meditație despre care a amintit. Adina, îți mulțumim pentru veștile cu care ai venit și în această lună. Ești mereu alături de noi. Le-am spus și celor care ne ascultă că vom continua emisiunea cu cauzele spirituale ale bolilor. Vom vedea când ne întâlnim, probabil undeva peste 2 săptămâni. Să fiți cu ochii pe noi și cu urechile pe noi, bineînțeles. Îți mulțumim, te pupăm, te îmbrățișăm și să ne revedem cu bine. Mulțumesc pentru invitație. Toate bune vă doresc. Grație și inspirație. Dragi ascultători, a fost alături de noi Adina Moldoveanu. Îi mulțumim frumos pentru prezența în emisiune. Eu vă las chiar acum cu colegii mei. O seară fantastică. Ne revedem mâine tot aici de la orele 18. Vă pup!